Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa 8 -a, în care veți învăța despre trasee de educație și formare profesională. Din primele zile de școală, elevii gândesc cu emoție la absolvire, apoi la un loc de muncă, în care să valorifice competențele profesionale dobândite, și, de ce nu, să facă ceea ce le place. Prin formare profesională se înțelege un ansamblu de măsuri sau activități de pregătire sub formă de cursuri, stagii, perfecționări, cu scopul dobândirii competențelor specifice, în vederea desfășurării unei activități profesionale. Formarea profesională inițială se realizează prin învățământul obligatoriu și prin cursuri prin care se asigură dobândirea unei calificări profesionale. Formarea profesională continuă urmează celei inițiale și asigură adulților dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite sau dobândirea de noi competențe. Formarea adulților este organizată de furnizori de formare profesională autorizați. Formarea profesională este certificată printr-o diplomă sau un certificat de calificare profesională, însoțit de un supliment descriptiv. În baza acestora, absolventul poate ocupa un loc de muncă denumit după clasificarea ocupațiilor din România. Scanați codul QR și aflați mai multe despre ocupațiile din România. După încheierea cursurilor clase a 8 -a, elevii pot opta, conform metodologiilor în vigoare, pentru a continua cursurile, având două opțiuni, învățământ liceal și învățământ profesional. Învățământul liceal se desfășoară pe trei filiere, teoretică, vocațională, tehnologică, fiecare filieră având mai multe profiluri. Învățământul liceal pe filiera teoretică nu se finalizează cu obținerea unei calificări profesionale, fiind necesare cursuri de formare profesională inițială. Absolvenții de liceu, cu examenul de bacalaureat promovat, pot urma cursurile unei unei unități de învățământ superior de 3 sau de 6 ani a unei școli postuniversitare sau se pot angaja pe piața muncii în orice moment. Și absolvenții de liceu, filiera tehnologică, fără bacalaureat promovat, se pot angaja în baza calificării profesionale dobândite. După clasa a 10 -a de liceu tehnologic, se pot organiza stacii de pregătire practică. Învățământul profesional cuprinde învățământul profesional de stat și învățământul dual, organizat la inițiativa operatorilor economici, care pot fi potențiale angajatori ai absolvenților. Și își asumă răspunderea în parteneriatul pentru organizarea practicii. Învățământul profesional de stat asigură o pregătire profesională specializată. Pregătirea teoretică se realizează la școală, iar practica se face prin ore de laborator, în laboratoare sau ateliere, în parteneriat cu operatorii economici. În învățământul dual, Elevii beneficiază de burse din fonduri publice și de bursă profesională. Absolvenții învățământului profesional pot continua liceul prin cursuri serale. Cadrul Național al Calificărilor stabilește 8 niveluri de calificare. Ce pot fi dobândite prin sistemul formal de educație și formare profesională, dar și prin recunoașterea rezultatelor învățării dobândite și în mod non-formal în afara școlii. Pentru fiecare nivel de calificare sunt detaliate cunoștințele, abilitățile și competențele ce trebuie demonstrate prin examenul de certificare a competențelor profesionale. Acum, completați pe caiete diagrama VEN cu asemănări și deosebiri între învățământul liceal și cel profesional. Documentați-vă și cu privire la posibile trasee de educație și formare profesională, și apoi stabiliți-vă în cunoștință de cauză propriul drum de urmat. Mult succes!